Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Suntem la rubrica Natura e acasă De Iustanciu, ambasador VVF România Este alături de mine astăzi din nou Bună, Deiu! Bună, Mona! Astăzi vreau să vorbim despre Consumul responsabil de alimente se vorbește des despre alimentație sănătoasă, dar ne gândim foarte rar ce înseamnă asta în contextul actual al crizei biodiversității și al crizei climatice. E foarte important în momentul în care ne gândim la meniul nostru să avem în raport și natura. Și asta presupune alegerea responsabilă a unor produse cât mai puțin de proveniență animală. Plantele, de fapt, sunt mult mai sănătoase, iar carnea roșie, lactatele, de fapt, nu doar că ne îmbolnăvesc pe noi în timp, dar și contribuie foarte tare la poluarea mediului. Aș vrea să te întreb ce înseamnă în acest context meniul pentru planetă dezvoltat de VV, pentru că sună așa mai degrabă ca un meniu vegetarian. Meniul pentru planetă este un concept care îmbină trei lucruri importante. Dieta noastră, Sănătatea biosferei și specificul local și adaptabilitatea noastră la specificul local. E foarte important ca atunci când ne imaginăm regimul nostru alimentar să vizualizăm și impactul pe care îl are în natură. Noi, consumând mâncare, junk food, carne roșie și lactate, cum am spus, contribuim nociv. La uh, distrugerea biodiversității? E un pic mai complicat atunci când e foame. Știi, să-ți iei un pic de timp înainte și să zici, stai să mă gândesc dacă ceea ce mănânc eu are impact asupra mediului, dacă sunt produse locale, dar cred că ar trebui să devină așa o mică, uh, o obișnuință, nu o mică, una mare chiar. Și nu este atât de greu. E mai greu să alegi între uh, a mânca uh, carne sau a mânca. Uh, vegetarian, asta e un pic mai dificil, eu sunt carnivoră, recunosc, încerc să reduc consumul de carne, dar nu e așa de ușor. Spunem dacă vorbim despre problemele de descoperite în dieta tipic românească. Din păcate, dieta românească, la fel ca la american, pentru că suntem o sursă, ei sunt de fapt o sursă de inspirație pentru noi, consistă în foarte mult zahăr, foarte multă carne roșie și foarte mult junk food. Dacă noi am face switch-ul ăsta către uh, mai mult pește, mai multe legume, inclusiv semințe, uh, care este o zonă foarte, foarte neaccesată în dieta noastră, uh, am putea contribui nu doar la sănătatea noastră, dar și la protecția uh, biosferei. Pentru asta e nevoie de educare, aș spune eu, și de conștientizare, dar aș vrea să vorbim un pic și despre fermierii uh, noștri, chiar despre românii care fac această activitate. Cum ar putea deveni mai prietenoși, să spunem, cu, cu natura? Partea bună este că lucrurile bune se întâmplă deja. Fermierii au, au început să devină mult mai prietenoși cu natura. Ei rotesc culturile, folosesc îngrășăminte naturale și trebuie susținuți și promovați acești... Oameni, pentru că ei nu trebuie să fie excepția, ci o regulă. Și sunt o sursă de inspirație, de fapt. Așa este, dar trebuie să-i căutăm. Nu este o regulă generală și asta o știm. E, e adevărat, în România a început să dezvolte această agricultură ecologică, dar sau sustenabilă sau regenerativă are foarte multe denumiri. Ar trebui să-i căutăm. De obicei sunt fermieri mici, care au culturi de dimensiuni mici și, da, este într-adevăr o veste bună. Că există și în România acest lucru, dar mai avem de da, mai avem de parcurs un drum destul de lung din perspectiva. Mai avem dar vom ajunge acolo. Îți mulțumesc, -te eu pentru, pentru astăzi, pentru informații, pentru că ne ai readus aminte că e important să ne uităm la ce mâncăm, la cum mâncăm și la impactul pe care îl are alimentația noastră asupra mediului și asupra viitorului resurselor până la urmă. Iar dumneavoastră, dacă vreți să aflați mai multe informații despre toate aceste subiecte, vă invit să intrați pe site-ul www.vvf.ro și ne reauzim săptămâna viitoare cu Deiu. Mulțumesc mult! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.